Doamne, ce o să mă mai distrez astăzi? Fără ambreiaj. Și dacă mă supăr, o bag și pe câmp. Uhu! Aleluia! Aleluia! Fără ambreiaj. Ding, 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 ding. 70 la oră. Punem la sfert de cheie. Wow. Super ventilația, mă, băiatule. Punem de cald. Am schimbat ștergătoarele. Că nu vedem nimic. Am văzut că mi-ați scris mai multe sugestii ce să fac. Unele mi s-au părut chiar foarte interesante, și anume să fac pana prostului și să alimentăm apoi cu vreo 2 litri de benzină și să vedem cât mergem cu un litru sau cu 2 litri de benzină în regim economic, normal și agresiv. Să-i facem un test de consum, da, de ce? Nu, oricum merge. Deci am făcut 60 de kilometri și tot am între un sfert și jumătate de rezervor. Eu cred că mai mult de 6% nu consumă și nu pot să zic, mi-am cam bătut joc de aia la modul cum am mers. Am turat-o destul de puternic. O să-i facem câteva experimente random din ce am citit în comentarii. Scârț la Matiz? A spus că vreți scârț? I-am uzat că mașina asta are doar 69 de Nm și 52 de cai putere. Roțile sunt foarte înguste și poți să-i dai un scârțulică. Din ce am mai citit pe forumuri de la alt proprietari, planetarele și motorul sunt foarte rezistente. Nici frânele nu sunt rele, doar că discurile, deși nu m-am uitat la ele, bănuiesc că sunt pline. Asta înseamnă că dacă se încălzește destul de puternic, nu au o răcire foarte bună și va scădea eficiența la frânare, deci trebuie să avem grijă. Pe spate avem tambor, la fel, este eficient cât e rece, după care... Frâna de mână am văzut că ține. Da, ține. De asta s-au pus pe toate mașinile moderne discuri ventilate, față, în mod special, alea premium, față, spate. BMW are față, spate ventilate, la seria 5, la seria 7, mă rog, la mașinile mai mari, mai grele în general. Am căutat să citesc la ce turație întrerupe, că am dat în red line. Ding, 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 ding. Poate dăm și acum. Pe la 60 și ceva la oră intră red line într-a doua, deci treptele sunt scurte ca să ajute motorul să tragă. Puterea maximă este la 5900 de rotații pe minut și probabil că întrerupe puțin mai târziu, că așa e. Așa e la orice motor. Puterea maximă este înainte de limitare, la unele chiar cu mult înainte de limitare. În cazul Matizului am găsit puterea maximă că e la 5900, 52 de cai putere. Dar unde întrerupe nu știu, ar trebui să încerc să-i pun un device să vedem unde întrerupe. Dar bănuiesc undeva pe la 6000-6200 maxim. Sunt cu a doua. La oră. Ding, 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 ding. La ce vârf întrerupe? Ding, 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 ding. Aoleu. Probabil că dacă cu a doua prin 70, cu a treia trebuie să prind undeva la 100. Nu știu ce am citit pe internet undeva, că nu știu cine a mers cu Matizul cu 170, cu 5 persoane, cu bagaje, cu... Aha, bine. Poate Matizul dă 1-0 cu mai mulți cai, cu ăsta niciun caz. Am mai văzut niște întrebări de schimbat fără ambreiaj. De scos pe liber este foarte ușor, de băgat într-o treaptă fără ambreiaj este mai tricky, să știi foarte bine turația și cum eu nu am zurometru, mi-e foarte greu să doar să aud și să nimeresc turația următoarei trepte. Dar de scos este foarte ușor.
din orice treaptă, în timp ce accelerezi, imediat când ridici piciorul pe accelerație și muți maneta și iese din viteză. Asta e foarte ușor de făcut. Să nu mă puneți să fac pe Subaru sau pe... Hai că pe Hyundai poate fac, dar pe Subaru să nu mă puneți, da? Vă rog. Doamne, ce mă mai distrează mașina asta. Ce mai satisfacție pe care o am este să parchez lângă o mașină scumpă. Să ții eu din asta, un voucher din asta și să parchez lângă o mașină de 100.000 de euro la 2 mm de ușa lui. De când mi-am dorit să merg cu viteza asta pe aici. Instabilitate foarte multă. Deci asta nu e o mașină sigură. Deși o recomand unui începător din AMB sau într-un orășel. E instabil, adică destul de nesigură și la impact și la plecat în afara orașului. N-aș putea să spun că e o mașină deosebită. Hai încă o dată în imitare. Prinde cu a 3 în limitare. A 5 n-am cum să văd, clar. Prinde 100 în 17 secunde, nu știu, ceva de genul ăsta. Mamă, ce-am dorit pe aici. Natura de când am mai fost pe Fețeni. Să filmăm mașini la review, Ieșidor. Zona mea preferată. Multă natură, multă verdeață. Hai, dăm în limitare cu a 3. 80, 90, 100, 100 și un pic. Când se uita oamenii ăia. Doamne, doamne, cât mă pot distra cu mașina asta. A prins 100. Despre ce vorbim? Viteza maximă în carte e 144 de km pe oră. Viteza tehnică, constructivă. Hai să o lăsăm să se mai răcească un pic. Doamne, ce amuzant e să vârle motorașul ăsta fără ambreiaj. Fără mreaj. Mi-a spus că sunt fericit la mașină, la volanul acestei mașini. Și sunt. Este... Acum vreau să fac un pic de catering așa, dar vreau să fac și niște teste mai serioase. După aia cred că chiar o să-mi iau un matiz pentru mine. Așa cu aer condiționat, capaca. Este deosebit de satisfăcătoare. Cel mai satisfăcător lucru la mașina asta este că nu-ți pasă de... Pe unde o lași, pe unde o... proptești, poate să zgârie orice prost că nu te interesează. Adică pentru mine senzația asta, nu ai grijă, nu știu, când îți iei o mașină nouă, sunt oameni care muncesc 5 ani, 3 ani, 10 ani și își cumpără o mașină nouă. Bă, tată, mașina aia nouă, când ți-o cumperi cu munca ta pe 5 ani, 10 ani, pe câți ani ori fi, zici că să-ți ajungă încă 10, 12, 15 ani, că tu mergi puțin și nu știu ce, vei avea grijă de ea ca de ochii din cap. Stai așa să nu-ți gâri, stai așa că nu bag acolo, stai așa că aglomerat, stai așa că mă ferez de ăla, stai așa... Nu, tati, cu mașina asta nu există așa ceva. Alții trebuie să te ferească pe tine. Mă rog, mi-ați mai spus unii că, da bă, Răzvane, dar și siguranța, cum rămâne cu ea? Că dacă te pui tu cu un șeptar și nu-ți dă prioritate și dacă dai în el, s-ar putea să fie ultima ta zi la volan. Și asta e drept, o mașină foarte grea care dă într-una din asta ușoară, care nu are niciun sistem de siguranță, e destul de periculos. Dar sunt și junghiuri de mașini pe la 1000 de euro mult mai mari. În caz este Sonata, că a fost 1700 de euro și mare, are o tonă 600. Aceeași poveste. Și dacă mă supăr, o bag și pe câmp. Mamă, ce servo n-am. Trebuie să-mi dau cu baia pe aici. La măcar cred că avea 4x4, că era Fiat Panda. Mi-am dorit să vin aici cu Subaru. Pe zăpadă. Cam multă bătaie de joc pentru ziua de azi. Sper că v-a plăcut distracția de azi. Ne vedem în următorul episod, aștept noi sugestii în comentarii.